Vă invităm să vizionați ședința Consiliului Local Târgu Ocna, județul Bacău. Vă dorim vizionare plăcută! Ordinarea de astăzi, 31 ianuarie 2024. Înainte de a trece la subiectele care țin de ședința de astăzi, o să dau punctul în oameni secretare să supune la vot procesele verbale ale ședințelor anterioare. Procesele verbale întocmite la ședințele Consiliului Local din luna decembrie, ședința ordinară și ședința extraordinară avută, care a fost două în luna ianuarie, de 15, au fost transmise pe adresele de mail. Vă rog să-mi comunicați dacă aveți modificări, observații sau propuneri pentru procesul verbal al ședinței 27 decembrie 2023. Dacă nu, supun am comunicări, cine este? Ce te faci? În unanimitate. Procesul verbal încheiat la ședința extraordinară din data de 15.01.2024, dacă aveți observații, vă supun aprobării. Cine este pentru? La fel și eu. Două abțineri, da? Trei abțineri. Procesul verbal a fost aprobat. Fac precizarea că ședința este statutară, doi dintre colegii noștri, domnul consilier Jurea și domnul consilier Ziamu, își participă unul, mi-a tot citit felicitarea dumneavoastră, la compația legală pentru așa ceva. În continuare, să dau citire proiectului ordinii de zi, pentru ședința de astăzi. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna februarie 2024, inițiată primarul orașului Târgu Ocna. Al doilea punct, proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a orașului Târgu Ocna pentru perioada 2021-2027, versiune actualizată 2023, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Al treilea punct, proiect de hotărâre privind aprobarea formularea unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular se perează orașului Târgu Ocna pentru anul școlar 2024-2025, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune numărul 12 din 1900 din 26 octombrie 2015, având ca obiect cabinet medical și spațiu conex, inimobil situat în strada Slătinelului din oraș Târgu Ocna, Târgu Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități la repartizarea locuințelor construite prin ANL potrivit punctajului stabilit în baza criteriilor de ierarhizare, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru schimbul de locuințe construite prin ANL potrivit punctajului stabilit în baza criteriilor de ierarhizare, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu din imobilul Școala Gimnazială numărul 1, situat în orașul Târgu Ocna, strada Nicolae Arbănaș numărul 46, județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți, inițiator consilier Barna Cristian. 9. Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali din orașul Târgu Ocna în semestrul 2, anul 2023. Direcția de asistență socială a întocmit acest raport. 10. Raport privind statul de înscriere a datelor în Registrul Agricolului 2023. Acest raport a fost întocmit de la Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Administrarea Domeniului Public și Privat, Cadastru, Agricultură. Punctul 11. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Supun aprobării ordinea de zi a ședinței de astăzi. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Impun. Pentru că a apărut o suplimentare a ordinii de zi, urmarea unei situații neprevăzute, dau citire suplimentării ordinii de zi, urmând apoi să ne exprimăm votul pentru adoptarea acestei suplimentări. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unității administrativ-teritoriale de Bucovina la apelul de proiecte cu titlul finanțarea bibliotecilor din județul Bacău pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipament IT din cadrul Planului Național de Redresare și Resiliență, PNRR,
Componenta 7, transformare digitală, operațiunea competențe digitale, capital uman și utilizarea internetului, investiția 117, scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-ul de dezvoltare a competențelor digitale, apel de proiecte numărul 2, finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-ul de dezvoltare a competențelor digitale și aprobarea acordului de parteneriat al proiectului, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu acest punct, cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! V-a dus la cunoștință faptul că ieri, 30 ianuarie, domnul Ghibili Cristian a adresat o solicitare către Consiliul Local pentru a fi prezent astăzi la ședința noastră de astăzi pentru o problemă personală. Dacă sunteți de acord să participe la ședință și dacă sunteți de acord ca dumnealui să beneficieze de prioritate pentru personală, adică să-i împărțăm un pic ordinea de zi, altfel ar fi această solicitare la punctul divers. Da, desigur. Da? Sunteți de acord? Vă rog, cine este de acord? Are cineva ceva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Chiar înainte de a veni la ședință, domnul Ghibli m-a rugat să dau știre solicitării adresate de Consiliul Local, după care s-au pus în discuțiile necesare. Deci ieri, 30 ianuarie 2024, subsemnatul Ghibli Cristian Benone, domiciliat în orașul Târgu Ocna, strada Costache Ghibli, bloc F1, scara B, apartamentul 14, vă solicit prin prezent aprobarea de a participa la ședința de Consiliul Local în data 31 ianuarie 2024, ora 15, pentru a aduce argumentele necesare pe care le-am susținut la Comisia Juridică în data de 29 ianuarie 2024, ora 15, în legătură cu prelungirea contractului de închiriere numărul 1200 din 4 martie 2014, în suprafață de 20 de metri pătrați, în fosta centrală tehnică din zona Haugilor. Aceasta este solicitarea dumnealui. Aici avem documentele referitoare la subiectul pus în discuție. Da, doctor? Da? Ați vorbit cu Comisia Juridică, dar eu a fost prezent la ședința noastră și și-a expus punctele sale în vedere. În general, colegii din Comisia Juridică ar fi de acord cu prelungirea contractului, cu respectarea legii. Cam acesta a fost un punct de vedere al Comisiei noastre. Vă mulțumesc. Dacă dintre domnii consilieri mai dorește cineva să facă bună? Sau din executivul primăriei? Sau domnul Ghibilic, dacă dorește să-și prezinte punctul de vedere și o-și susțină? În data de 27 m-am prezentat, am făcut o cerere la sediul primăriei, la registratură. Înainte vorbisem prealabil cu doamna Laura Chembovski pentru prelungirea contractului, când am venit de la Ion să sistează contractul în data de 31 decembrie 2023 și trebuie prelungit. În cazul acesta știam sigur că se termină contractul și trebuie să fac un nou contract din stii și să-l duc la Ion. În urmă, i-am zis doamnei că o să vin pe data de 10 ianuarie, că în urmă bugetului care s-a stabilit și cu nu erau prețurile actualizate, adică sunt mulți care așteaptă după data de 1. Fiind asta, i-am zis, doamne, că vin pe data de 10. Pe 4 ianuarie am primit o înștiințare care o vezi dumneavoastră. Cu asta că încetează contractul de drept, că nu mai poate să nu prelungească. Bine, am fost de acord. Dar nu sunt de acord că în principiu, dacă a zis că îmi trebuie și neavând în primul rând forge sau urlan ca să lucrez cu foc, că nu lucrez cu foc, eu fac prelucrări prin așchiere, atât am un stung. Stungul nu face scântei sau flacără deschisă. Dom'le, v-a zis că nu sunt autorizat în trebuie. Era normal ca să mă anunți pentru un telefon sau să mă prezint, dom'le, să-mi aducă la cunoștință că lucrez cu foc. M-am prezentat în urma. Am vorbit cu doamna, prima dată am vorbit cu domnul, am uitat cum vă spune acum. Și a zis dânsul în principiu era de acord că dânsul a semnat în științele ca consilier juridic. A doua zi am așteptat două zile până a venit doamna
Corina din Concediu, mi-a zis să vorbesc cu domnul primar. Dacă știam că îmi trebuiește autorizație ISU și era serviciul primării, serviciul urbanist sau cine se ocupă, că îmi trebuiește autorizație ISU, domnule, o făceam. Nu mi-a adus nimeni la cunoștință chestia asta. N-am fost împotrivă să nu mă pun la punct, cu autorizații, cu tot ce trebuiește. M-am deplasat la agenția Inspectoratul Județean de Pompieri Bacău, Pistada Mincov, s-a mutat autorizații de pe strada George Enescu, George Bacovia, la numărul 57. Mi-a spus ce documente trebuie să primesc și între timp mi-a citit o lege că suprafața centralei, dacă nu depășește 600 de metri, și sunt sub 600 de metri, suprafața centralei are vreo 345 în schița care am prezentat-o dumnealor. Și menționez că schița om de la primărie am făcut cerere pentru instalația de gaz. Vreau să fac instalații de utilizare pentru gaze. Și m-am lăsat lipsit că branșamentul vecinului nu a ajuns la o cooperare ca să ne punem. Când m-am prezentat acolo, domnule, banii am pierdut. Ca asta, aștept un contract, o cerere, un acord de principiu să-mi explice ca să pot să arăt în fața Consiliului Local de ce nu mă încadrez și nu trebuie autorizație ISU. Dar dacă știa că îmi trebuie și autorizații, s-o putea să-mi spună și mă autoriza mai de mult. Dar am întrebat. Am fost la avocat, că trebuie să te prezinți la avocat, că n-ai ce faci. Eu nu știu toate legile exact, din codul civil sau codul penal. Și mi-a zis, domnule, adresează-te primării. Dar nici primăria nu este informată, domnule. Datorită faptul că n-a fost informat, am pierdut timpul. Și nu prea am fost de acord. M-am prezentat la domnul primar, l-am căutat în decurs de două săptămâni, l-am găsit doar într-o zi. Dânsul că a fost ocupat. Dar n-a fost să-mi dea un răspuns. Dacă mi-a făcut o prelungire, un aviz, nu aviz, nici nu știu cum, trei ani de zile. Prelungire de contract. Prelungire de contract, trei ani de zile, n-a fost să-mi dea un răspuns. A zis, ce, nu e, nu să țin. Dar pe parcurs, dacă îmi spunea dânsul, domnule, trebuie să te... Eram într-un totul de acord, domnule, că domnul sunt... neînțelegător sau să iau foc. Dar eu dacă a stat acolo în dreptul centralei și îmi vine miros de fum, nu făceam reclamații la primărie. Eu am stat 10 ani, n-am avut o reclamație. Chiria am plătit-o la timp, tot timpul. Și n-am cum să lucrez cu foc dacă oamenii aia nu suportă fumul. Și eu stau la etajul 4, tot la bloc. Cum pot să-mi spui așa ce? Putea să mă anunți? Da, domnule, uite, vină cu uite incipi. Și asta nu mi-a convenit. Și am rămas pe drum. Exact pe drum am rămas. Că de atunci am fost la psiholog, că 5 zile nebunești, că nici nu mănânci, nici te gândești, bă, ce să nu să mă duc. Era și ei asta. Situația că era iar și mai ales că a fost fric. Unde dracu să le mut? Că stau la loc, nu să le duc în apartament. Și am zis că, fiind de bun și înțelegător, că înțeleg pe toată lumea și alții, trebuie să mă înțeleagă pe mine, am zis să ajung la un consens. Dar dânsul a zis, da, ce, documentul nu este valabil, asta nu este legal, asta mi-a zis. Corect, dar vreau să-i aruc dânsurile la cunoștință că m-am prezentat acum 2 ani cu acordul, făcând convenție civilă cu o societate din Bacău pentru avizii la gazii, dânsul a suspendat 2 luni de zile, nu ne-a mai dat avizii. Și a rămas în stand-by și vă spun și motivul de ce. Fiindcă la Vârcelin, la Păscălin Valentin, a zis că nu s-a stupat gaură. Și am rămas în gaură, că și ea de la E1, tot așa ne-a mai suspendat cu 30 de zile. Și asta, domnule, dacă știu că îmi trebuie un document, domnule, primăria, vreau serviciu care e în subordinea domnului primar, să fie pus la punct, doamne, nu e normal? Păi am umblat pe... Credeți-mă, am pierdut 800 de lei de pomană și vine scriu pe hârtie. Ce, îmi dă cineva timpul pierdut sau bani înapoi? Nu-mi dă nimeni. Și mă duc și mă interesez la eu, cel mai puțin am găsit la mai dat 415.000 racordarea la branșament electric. Păi de unde să scot? Atunci am dat 8.800. Îmi dă cineva bani înapoi? Nu, nici timpul, nici nimic, nici nu e nici dracu să mai adici, mâncare, nimic nu mi-a trebuit. Până să ajung în ziua de astăzi, dar nu se poate așa ceva, nu. Primăria este pentru toată lumea. Nu aparține primăria, nu mi-a dat-o nici tata, nici mama, nu aparține, dar nici dânsului nu-i aparține de la părinți. Fiecare trebuie să, când își aduce sau când scrie o chestie, domnule, să fie documentat. Eu de asta vin la primărie, că sunt în neștiință de cauză. Credeți-mă. În neștiință de cauză. Eu trebuie să apelez la avocat și avocatul să-mi spună că drepturile și imunitățile cetățenești mi le apără tribunalul. Eu acolo m-am adresat.
Nu e normal, stau acum în dubii, nici nu știu ce să, când să mă duc la treabă să fac ceva, trebuie să stau, că astăzi e ședință, mâini nu găsești, poi mâine nu te primești în audiență, că numai lunea, de la unul la alta. Păi dar nu se poate așa ceva, domnule, primăria trebuie să funcționeze. Eu mi-aduc aminte când domnul Drăgănuț Nicolae, când era președinte primat domnul Șilochi, am venit la dânsul, i-am spus că ne trebuie niște mâini curente, nu. După ce m-am dus la domnul Vici, că era dânsul în funcție domnul Drăgănuță, a mers cu mine la domnul primar și Lochii și a zis, da, băi, trebuie să se facă mâinile curente, care sunt și actualmente în piață și pe străzi, pe treptele care duc spre becerie și farmacie. Că acum, pe data de 22, să vă mint, că nu vă mint. Întrebați-l pe domnul, că m-am dus la domnul Monel Cipotariu, că am ajuns pe, în spatele blocului unde a fost magazin ce dracu e înainte la piesa auto. Unii la Casa Borisov, între Casa Borisov și blocul meu. Hai să revenim la subiectul acolo. Doar la subiect. Hai să discutăm. Dacă astea nu sunt de discutat, nu le discut. Okay. Dar nici așa nu. Că nu mă scuvați, să știți. Dar aș vrea să vă ascult și pe domnul primar să-și pun părerea. Mi-ar fi știe dacă dorește să... Dar nu știu ce să-mi doresc. Să mă decompletați. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul la acest subiect. Domnul primar, de o situație care vine dintr-o istorie. Am ascultat pledoaria petentului, însă dumnealui prezintă din punctul său de vedere, argumentând aici în forul de conducere a orașului și în transmisiune directă că m-a căutat și nu m-a găsit. În fine, ziua mea de membru începe în fiecare zi de la ora 8 și sunt în activitate atât cât este nevoie. Dumnealui a luat legătura cu mine săptămâna trecută, într-o oarecare zi, spunând care este starea contractului și situația spațiului pe care l-a avut închiriat. Păi haideți să revenim un pic asupra istoricului. Pentru că e bine să știm de la ce pornim. Consiliul Local aprobă anul 2014 scoaterea la licitație a unui spațiu pentru niște servicii situat în fosta centrală termică. Participă la licitație o societate care se cheamă Forest Bell Christ SRL. În 4-3-2014 are loc contractul de închiriere pentru amenajare atelierului, în care aici erau niște obligații și niște drepturi și ale locatarului și ale proprietarului și ale chiriașului. Printre care la drepturile și obligațiile locatarului sau chiriașului, spre așa. Siguranța bunurilor aflate în spațiul închiriat în timpul programului sau în afara lui, precum și obținerea avizelor de funcționare pentru activitatea pe care o desfășoară în spațiul închiriat și încadrarea în actele normative specifice activității prestate în sarcina locatarului sau a chiriașului. Contract semnat, înștiințarea prealabilă a locatorului pentru toate întreprinderile, acțiunile necesare acordării spațiului închiriat la utilități, energie electrică, apă, canalizare, pe cheltuială proprie. O, la punctul O, să respecte normele de prevenire și strângere a incendiilor și protecția muncii. Bun. Astea erau drepturile pe care la lui le invoc acum că nu, și obligații pe care nu le-am cunoscut. Mergem mai departe. Au loc două acte adiționale succesive, unul în 2014, unul în 2020, prin care se prelunge și ajungem la 31 decembrie 2023, când în urma analizei situației de acolo, constatăm următoarele. Eu respect pe domnul Cristi, dar eu ar vrea să ne spun aici societatea Ben Christ SRL, în documentele oficiale apare cu persoane de conducere, trandafir Marița e mama mea la înființă, și trandafir Marița. Da. Atât. Numai că deci nu știu care este rolul dumnealui aici. Doamna președinte, acum vorbesc eu. Da? Am mers mai departe și am verificat situația financiară din cadrul instituției primăriei. Din anul 2005, societatea aceasta, pe datele înregistrate la Registrul Comerțului, apare zero activitate. Zero cifră de afaceri, zero angajați, zero mișcări în contabilitate. Pe partea de ANAF. Venim pe situația de la primărie. Din 2014 până în 2023 nu a solicitat absolut deloc autorizație de funcționare.
Deci nu este, nu este corect, cinstit și firesc ca o societate comercială care își desfășoară activitate pe raza orașului să funcționeze fără autorizare. Nu a depus la Departamentul de Impozite și Taxe nici o declarație. Nici taxă de sport, nici taxă de mediu, nici taxă de firmă, nici o taxă de apărare PSI și protecție civilă. Acesta este adevărul. În baza acestor reglementări și faptul că dumnealui nu a dorit niciodată să fie să subscrie și să răspundă solicitărilor funcționarilor de a-și aduce și a înregistra documente, am ajuns la 31 decembrie, când contractul s-a reziliat ca urmare expirării timpului său de funcționare. Astăzi suntem în 31 ianuarie, cu un contract în care clauzele au expirat și au încetat. Am vrut să facem notificare, dar l-am primit la mapă și a fost înaintea noastră spre o analiză și o prezentare în Consiliul Local și nu am emis ordinul de evacuare a acelor produse. Pe lângă situația ca acolo, destinația a fost spațiul de strungărie și s-a montat un echipament de strungă. Acolo, în ultima perioadă, s-au dezmembrat mașini, s-au dezmembrat diverse utilaje și autoturisme pentru a fi prelucrate și duse la fier vechi. Cu flacără, cu supuse diverselor riscuri. În incinta locurilor, în incinta... Spune dumnealui că nu am fost partener în colaborarea cu dânșii. În spațiul acela mai funcționează pe un spațiu concesionat o altă entitate. Și la un moment dat, noi am scos la licitație încă un spațiu care era nefuncțional. Ca urmare a solicitării dumnealui, am modificat înainte de a lansa licitația, tocmai pentru a crea o cale de acces mai generoasă pentru accesul la atelierul dumnealui și am răspuns solicitării de a-i asigura un spațiu mai mare. Pentru că a solicitat că horul ăla de acces, întrucât utilajul trebuie să se înscrie în anumite unghiuri, să îi permite. Și am făcut acest lucru. Și am spus și atunci, dom'le, intră în legalitate. Când n-a spus. A mai fost și prezent în Consiliul Local. Că tot la fel, sub amenințare, sub țipa, eu n-am o problemă că dumnealui nu mă respect. Eu îl respect. Dar de la a respecta norma și articolele de lege, nu putem să facem abatere. Eu v-am prezentat situația. Dacă domnia sa dorește, păi nu se poate o societate comercială care are zero funcționare de nu știu câți ani, zero declarații, zero și astea, să stea într-un spațiu și tot dumnealui supărat că de ce nu prelungim contractele. Aceasta este situația. Doamna președintă, să vă vorbești. Domnul Baci a citit că în anul 2000, când am luat o autorizație de dație liberată de ANRGN București, am avut autorizații de funcționare până în 2005? Domnul, vă citesc ce am dat datele. Da, dumneavoastră citesc, da, domnul Boracă, scuzați-mă că vă întrerup că... Dați-mi, mă rog, autorizație. Cum? Autorizație de funcționare din 2000? De la cine? Cum de la cine? Am avut autorizații de funcționare de la primăria Târgu Ocna, că făceam cu domnul Antohi și instalații de utilizare gaze naturale. Cum n-am avut? Eu citesc ce am găsit aici, de 2000. Dar așa am privit 2023, ați găsit că nu vă plătesc impozitul. Și de câte ori v-am rugat pe dumneavoastră, haideți să facem anveluparea, nu blocul meu. Alt loc, ca exemplu, am umblat ca prostul. Haideți să nu le amestecăm. Păi dar nu le amestecăm, doamnă, dar dacă văd băia într-o parte și să duce în altă parte, nu trebuie să mă apăr, ca să-i pot spune dumneavoastră. Păi da, și eu când am venit pentru gaze, am trecut cu... prestări servicii de către societate înscrisă la funcție din muncă. Domnul n-a suspendat două luni de zile, nu ne-a scos autorizații din cauză. Dar ce calitate le-a prezentat dumneavoastră această? Domnul v-am adus că tine. Ce calitate era dumneavoastră atunci? Am căutat de lucru în luna 2 ianuarie. Cum se va da dumneavoastră dacă a trecut, trece luna, ați bat cu ați salat? Păi de aici trebuie să căut de muncă, domnul, că așa e și domnul Antochi în situația asta. Sau unul de la magazin. Doamne, dar nu stăm la piață, eu închei până la piață. Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră mai... Contractul este reziliat de drept. Da, dar ce bani prezint? Știți ce vreau să audă toată lumea? Nu vreau bani de la primărie, vreau să-mi dați dumneavoastră personal din buzunar. De câștig, de nu câștig și pierd bani, eu vă dau în judecată.
Și din ce cauză? Că tot timpul a fost numai împotrivă. Dacă v-am spus că s-a stricat un trotuar, dumneavoastră nu l-ați refăcut, când vă spun înscris domnului Frăjimariu pe Facebook că se dă zăpadă și mă întreb în picioare. Cuvântul, vă rog, domnul Patrie Maciuca. Da, după părerea mea este o răzbunare politică, da, și o... De ce domnul Maciuca este răzbunare politică? Vă spun imediat. Pentru că un cetățean, dacă vine la dumneavoastră și cere o soluție sau cere o problemă care să o rezolvați, îi dați ignor. Cine a spus dumneavoastră? Eu vă spun. Eu vă spun dumneavoastră. Nu credeți? Uitați-vă în dosarul de audiențe să vedeți câte lucruri ați rezolvat. Lăsați-mă să vorbesc. Vorbesc eu și că nu vă dau cuvântul, da? Vă rog frumos. Da? Vă dau cuvântul. Mi s-a dat cuvântul, vorbesc eu. Da? Vă rog eu frumos. Da? Vă readuc aminte că un contract de concesiune care a expirat timp de o lună de zile a putut să treacă prin Consiliul Local și a fost ok. Și acest om care și-a plătit chiria. Care a plătit ce? Care a plătit chiria, nu? Și-a plătit chiria față de primărie? La spațiu. Ce calitate vorbește dumneavoastră? Domnule, v-am spus că sunt... Calitate de chiriaș. Vă interesează să luați bani? Vă interesează să luați bani sau nu vă interesează să luați bani? Societatea reprezintă Sece Forest Bank. A plătit chiria. Și a plătit chiria. Până acum vă interesează cine reprezintă societatea? A beneficiat de domnul Măciucă. Da, a plătit chiria. I-ați trimis somații până acum la lucrurile care n-au fost conforme? Consider că, v-am spus, este o răzbunare politică pentru că domnul Ghibilic a arătat derapajele dumneavoastră în ilegalitate și de asta nu v-a convenit. Și acum vă răzbunați pe el. Asta este părerea mea. Consiliază domnul Ghibilic să nu-l consiliază absolut deloc. Este mare, se consiliază singur. Dar nu mai dorește cineva să ia cuvântul? Pot să fac o paranteză, să-i dau un răspuns, domnule. Domnul primar, dacă domnul v-a zis că nu mai promiteți, a venit domnul preot Daniel de la Tisești, unde este Sfântul... Domnul i-a promis că intră de medioamă, de asta vreau să zic că minte. Dar haideți că subiectul este altul. Subiectul este altul, să o rezolvăm. Deci la subiectul ăsta, dacă mai dorește cineva să intervină, dacă nu începem ordinea de zi... Da? Da? Deci primul proiect de ordine de zi. Deci proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință pentru luna februarie 2024. Comisia juridică a avizat favorabil prin unanimitate de vot. Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu supun la vot acest proiect de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a orașului Târgu Ocna, județul Bacău, pentru perioada 2021-2027, versiune actualizată 2023. Comisia juridică? Avizat favorabil prin unanimitate de vot. Comisia pentru urbanism? Avizat favorabil prin unanimitate. Comisia economică, vă rog? Avizat favorabil, 4 voturi exprimate din 4. Bun. Dacă dorește cineva să ia cuvântul la acest material, vă rog dumneavoastră. Am uitat la acest material, cred că se fac plin de chestii generale, că dacă n-ar fi capitolul, nici nu se dați seama că vorba de Târgu Ocna. Oricare oraș din România ar fi la fel. Dar totuși am observat un lucru foarte interesant și care trebuie aplicat și întrebarea rapid la... Se referă la șoseaua de centură. Spune acolo că în 3-5 ani administrația locală să pornească un studiu de fezabilitate. Eu zic că ar trebui ca strategie la nou legislativ care va fi noua administrare, ar trebui să fie chiar foarte urgent asta. Mai ales că termenele sunt foarte mari, sigur nu putem simplu să facem asta. Trebuie și Consiliul Județean, să Ministerul Transportului, prin societățile de drumuri, să ne ajute să facem, dar ar fi o chestie de strategie și ar fi următoarea etapă. Am făcut canalizarea în orașul, am făcut asfaltare în principalele străzi. Eu zic că șoseaua de centură ar trebui să preocupe viitorul legislativ, local, viitoarea administrație locală, pentru că ar fi o mare reușită să o facem. Și nu trebuie să așteptăm 3-5 ani, cum spune acolo,
ca să pornim studiul peste 5 ani, vă dați seama când ar fi gata. Deci, eu zic că să ne, cum zic eu, să ne facem o strategie, cei care vor fi după aia și să începem treaba în direcția asta. De rest, e ok, da, sună bine, repet, prin generalisme de astea, dar chestii generale de care se aplică și la noi. Eu voi vota așa, voi vota această strategie. Mulțumesc. Ok. Mai dorește cineva să aibă cuvântul, domnul primar? Mulțumesc frumos, domnul Antoche. Într-adevăr, nu numai Târgocna, ci toate orașele care sunt traversate de drumul național sau drumul județean prin zona centrală sau de, în lungul localității, zilele noastre observăm acest trafic infernal și această aglomerare și trebuie să găsim soluții de deviere a lui. Ceea ce propuneți dumneavoastră este un lucru firesc. Știți că în și în perioadele anterioare s-a analizat această problemă de a se găsi o cale alternativă. Geografic, Târgu Ocna, de la vest la est, nu are o zonă de domeniu public care ar putea fi pusă imediat în aplicare și în studiul acesta. Suntem și însoțiți de-a lungul localității de Râul Trotu și acolo implică niște restricția de la apele române, dar eu cred că nu este imposibil. Specialiștii trebuie să găsească soluții. Revenind la această strategie, vedem cu toții că accesul către orice finanțare guvernamentală, europeană sau de oricare altă natură, Banca Mondială sau ce alte surse de finanțare mai sunt, se fac în baza unor acte care sunt un fel de constituții. Am avut strategia de dezvoltare locală a orașului, am putut să accesăm proiecte europene, proiecte guvernamentale. Iată că acum suntem într-un nou ciclu. Începând cu 1 ianuarie 2024, am intrat un nou ciclu de finanțare european, care ar fi trebuit oficial România să intre acum o 3 ani, dar e important că a intrat la 1 ianuarie 2024. Și constituția acestor proiecte este această documentație. Este o documentație generică, generală, care și-au urmat niște pași. Am trecut prin toate instituțiile avizatoare de mediu și de inspecții în construcții și alte organisme avizatoare. Acolo sunt liniile generale de dezvoltare a comunității noastre și am încercat să prindem cât mai multe proiecte, uitându-ne pe axele de finanțare, pentru că a fost și o dezbatere publică, sau au fost mai multe dezbatere publice, cu diverse persoane, cu diverse categorii socioprofesionale din Târgocna, și atunci să găsim proiectele de dezvoltare care se pliază pe axele de finanțare. Lucrurile, dacă Europa până acum a finanțat foarte mult infrastructură, infrastructură apă, canal, stradă, iată că acum Europa finanțează indirect infrastructura, prin alte mecanisme, degenerare urbană, eco, tot felul de alte mecanisme. Și atunci, acest document este unul de bază. Ele sunt într-o cronologie și într-o înșiruire proiectele pe care noi le-am identificat ca nevoi ale comunității. Alături de această documentație vom intra, nu peste mult timp, cu o altă documentație care se cheamă Planul Urban de Dezvoltare, Planul de Mobilitate Urbană de Dezvoltare, PMUD. Avem și un plan strategic de eficiență energetică. Sunt niște documente de bază care nu pot să accesez niciun proiect cu finanțare europeană dacă nu faci referire că acel proiect este sustenabil și că a fost inclus în lista de priorități ale orașului. Această strategie e un document într-o perpetuă actualizare. Dar, de la momentul în care l-am făcut acum și a trecut prin instituție, cea mai complexă și cel ultim aviz care l-am primit a fost cei de la organismul de mediu. Dacă, peste ceva timp, identificăm o altă idee care să o transformăm într-un proiect, trebuie să luăm procedura iarăși de la capăt cu toate avizele intermediare și iarăși ultimul mediu. Pentru că mediul este cel care avizează în final că toate proiectele de dezvoltare nu atinge problematica mediului, care este un obiectiv european, mondial și trebuie să ne plinim pe el. Eu de aceea vă rog să-l însușiți așa cum este, să-l validăm, ca să putem în baza lui să scriem și celelalte proiecte
funcție de lucrurile de care vor apărea. Ați văzut că acolo se întrebă pe acest exercițiu maxim două proiecte finanțabile majore, unul pe axa de infrastructură și pe partea de dezvoltare a stațiunilor turistice și un alt proiect pe partea de mediu. Astea sunt prioritare pentru cu care ne vom duce în primă fază. Axa 7, așa cum este denumită acum, și încă o axă 4. Celelalte vor intra într-un concurs de algoritm și cu instituțiile finanțatoare știm cu toții că Agenția Nord-Est, unde Târgu Ocna este arondată ca și localitate din județul Bacău și alături de celelalte localități din cele 6 județe, a devenit acum organism de implementare. Dacă până acum era un organism intermediar, o agenție în subordinea Ministerului Fondurilor Europene, Investițiilor și Fondurilor Europene, acum a devenit direct unitate de implementare. Deci, practic, ei sunt organismul care, din momentul când a înregistrat proiectul, ei îl analizează într-o directă comunicare cu instituția finanțatoare, Comisia Europeană sau cine finanțează, vor da validare a proiectului. Noi sperăm ca acest circuit să scurteze etapele de implementare a unui proiect. Pentru că știu cu toți, am pornit proiecte, am avut viziuni în 2014, 15, 16, 17 și le-am îngrămădit pe toate în execuții în 2022 și 2023. Și alte localități, dacă n-au început, mi s-au reziliat. Da, mulțumesc frumos! Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, supun aprobării acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza orașului Târgu Ocna pentru anul școlar 2024-2025. Comisia Acția Juridică, vă rog, capitol. Aviz favorabil, unanimitate. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu s-a modificat rețeaua școlară. Am preluat toate informațiile și toate hotărârile Consiliului de Administrație de la fiecare unitate școlară. Practic, noi acum am centralizat, formulăm această hotărâre, o transmitem către Inspectoratul Școlar General și ei vor valida prin hotărâre. Aceleași personalități, nu sunt modificări. Dacă am sunt discuții, cine este pentru? Este cineva împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune numărul 12-1900 din 26 octombrie 2015, având ca obiect cabinet medical și spațiu conex din imobilul situat în strada Slăbina numărul 1, oraș Târgu Ocna, județul Bacău. Comisia Juridică? Aviz favorabil prin unanimitate. Comisia pentru urbanism? Aviz favorabil prin unanimitate. Comisia Economică? Aviz favorabil, 4 voturi înscrise. Ok. Dacă sunt discuții, vă rog. Sunt discuții? Dacă nu, supun aprobării, cine este pentru? Cum ești tu, Iulia, cât e pus? Da. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Continuăm cu proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de priorități la repartizarea locuințelor cumplite prin ANL, potrivit punctajului stabilit în baza criteriilor de ierarhizare. Comisia Juridică? Aviz favorabil, în unanimitate. Comisia pentru urbanism? Aviz favorabil, în unanimitate. Comisia Economică? Aviz favorabil, 4 voturi exprimate. Ok. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? O abținere? Da. Proiectul de hotărâre numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru schimbul de locuințe construite prin ANL, potrivit punctajului stabilit în baza criteriilor de ierarhizare. Comisia Juridică? Aviz favorabil prin unanimitate. Comisia pentru urbanism? Aviz favorabil prin unanimitate. Și Comisia Economică? Aviz favorabil, 4 voturi exprimate de bani. Dorește cineva să intervină? Da. Poate pe viitoare să revin. Aduse modificări la regulament de
la metodologia de punctaj, cu care trebuie să decide poliția. E bine să fie un regulament clar și să știe la departajare, în funcție de egalitate. În calitate de președinte al comisiei juridice, faceți un regulament așa cum a făcut dumneavoastră, domnul Fighera, pentru regulament pentru... Cât regulamentul este mai clar și exact, și atunci și noi nu greșim. De acord, și eu am dat participare. Observații, privire la dificultăți pe care i-ați întâmpinat în evaluarea dosarului. Nu am reproșat cuiva, dar orice regulament este supus perfectării. Dar nu am zis dacă ați făcut observații, că de unde să știm cum să-l amendăm, dacă nu ați făcut acolo modificat. Exact ce trebuie. Discuția pe care am adus-o nu este neapărat din observații. Deci, poți să vii cu discuția și cu observații, că nu este loc de mai mic în orice. Ideea asta. Nu vreau să știu ce dificultăți ați întâmpinat, ca să știm cum putem să modificăm acel regulament. Este o recomandare și fără a fi întâmpinat dificultăți. Eu nu simt, poate alți colegi au întâmpinat dificultăți. Eu am avut o recomandare. Am avut o discuție cu domnul președinte a comisiei pe situația asta și, într-adevăr, va trebui să elaborăm un nou regulament, pentru că anul ăsta eu sper ca toate lucrurile să se finalizeze și o parte din locuințele cu destinația mele către chiriași care își doresc să facă procedura de cumpărare să le cumpere și atunci trebuie clar să actualizăm și suntem în demersurile de a ajunge în situația de a fi vândute conform procedurilor legale. Și clar, atunci trebuie să facem un regulament actualizat, pentru că vom avea la un moment dat, odată cu începerea vânzării spațiilor, în cadrul aceluiași imobil, apartamente proprietate, dar cu niște sarcini, și apartamente de tip chiriaș cu niște sarcini. Și acolo trebuie să vedem exact cum vom funcționa, cum vom adapta și criteriile și celelalte, pentru că va fi o zonă de condominii, să-i spunem, cu niște obligații, cu niște sarcini, cu niște modificări. Și noi suntem acum în căutare de soluții pe care le-au adoptat alte unități administrative care sunt cu pași înaintea noastră. Mulțumesc! Dar la anul ăsta ne propunem să ducem la final documentația și să o supunem aprobării care sunt spațiile, locurile care pot fi scoase în procedura de achiziționare. A fost cu trei mâini? Nu. Dar ceva să... Nu, nu s-a pus. Da, da. Nu ține. O mic lucrare. Da. Patru pregurile. Vedem ce dă pe... Da, da. Ceva... Mai sunt discuții la punctul 6, pentru schimbul de locuințe. Și dacă nu sunt aprobări, cine este pentru? Pe care dați-mă din picioare niște? Da, da. Cineva împotrivă? Nu? Se abține cineva? Doamna, dacă vreau să facem să vă dați proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii de licitație publică a unui spațiu din comunul de școală gimnazială numărul 1, situat în orașul Târgu Ocna, strada Nicolae Adornaș, numărul 46, județul Bacău. Comisia juridică? Aviz favorabil pentru unanimitate de vot. Comisia pentru urbanism? Aviz favorabil pentru unanimitate. Comisia economică? Aviz favorabil 4 voturi exprimate din bancă. Dorește cineva să ia cuvântul la această documentație? Dacă nu sunt aprobări, am să vă rog să faceți propuneri pentru un reprezentant care să facă parte din Comisia pentru licitație publică, sunt supleant. Vă rog. Cum că domnul Drăgănuță. Există o altă propunere pentru reprezentant? Dacă nu, vă rog și un supleant pentru situații speciale. Propuneți. Vă rog să faceți o propunere într-un supleant în cazul în care nu facă lucrurile. Alegeți mea să-mi fie. Am o propunere. Domnul Măședuță. Atunci de toate la urmă, mai sunt alte propuneri? Mai sunt alte propuneri? Nu, că Dânsul nu vrea. Nu vrea. Rămâne Marius.
Propunerea pentru suplianță, domnul consilier Puroiu. Ai consiliu de administrație. Nu se pare. Atunci faceți o altă propunere. Alți colegi? Domnul Dragoș. Și eu sunt în prezidență. Domnul Barna. Domnul Barna. Da, da. Domnul președinte. Da, exact. Hai, Cristian, la partea. Nu lăsați. Apă, că e la... Nu la titular. E la locuitor. Suplean. Lăsați. Se face procedura de cumpărare. Da, se dorește ca un o societate să facă important ca cursurile de Cambridge. E o societate, sunt acele cursuri care dau acele acreditări copiilor și acum faptul că în unitățile școlare pentru a se dea la dispoziție un spațiu cu destinația extra școlară, trebuie trecută prin această procedură. E o procedură pe care trebuie să o urmăm. Ce te dori ca elevii și copiii dintre Bocna să beneficieze de tot felul de activități, conexia educațională, așa cum să nu fie nevoiți în regionale localități? Trebuie să încurajăm aceste solicitări, mai ales că din informațiile mele există spațiul de seara așa în Rândă Bună și ar fi păcat. Și la școală nu va fi finalizată și... Va fi, dar în momentan chiar... La societatea respectivă, este zilele de trebuie. Da sau nu? Da. Societatea respectivă. Da. Da. Nu știu ce, da?
Și eu fac apel la dumneavoastră ca lideri politici, membrii ai Consiliului
Consiliul Local, dar și membrii partidelor politice, ca anul ăsta totuși, ăsta a fost propunerea pe finalul anului trecut, să fim un pic atenți la propunerile de hotărâri pe care le propunem să fie dezbătute aici cu aceste modele de stimulente și astea, să nu intrăm într-o un algoritm din ăsta cine susține, cine pune mai mult, cine mai pentru a pune așa ar fi corect și firesc. A, dacă am identificat o sursă specială pentru un algoritm și un anumit tip de supliment, am fi de acord și da. Eu zic că, da, prudența de 24 trebuie să fie de ordine. Mulțumesc. Domnul Consiliu Barna, vă rog. Ai întrebat o domnul Mărțu. O pot depun proiectul și acum, asta era în electoral. Păi da, și era în electoral. Deci nu avea ce treabă cu electoral. Acum, probabil, va trece că suntem în electoral. A, deci asta nu mănâncă pe toată. A, nu e aproape, dar cine a trebuit să nu ne-a luat în liberalism. A fost amendamentul lui domnului primar, a fost în comisie, nu e o problemă. Nu, aici am... Ar trebui, cred că, să dăm bani numerar, că fiecare are altă... Atenție că cu numeralul, vedeți că este o mare problemă în ceea ce... Până via de lege. Sau pe cod bancar. Când undeva ești și... Scrie, da. Când scrie... Sau exact de cod. Dacă noi dăm alimente, scute ceva alea, pentru ce mi-a trebuit codul bancar? Păi nu. Fiecare cetățean sau tindem ca generația tânără să aibă un cont bancar și să nu utilizeze cash-ul la caserie. Și vă și o măsură mai ușoară, mai simplă, nu mai vreme, pierde timpul să așa la caserie, fără ce? Au înregistrat documentația, o validăm, își urmează cursul firesc și se cască, așa cum primim și pe stat de plată, da, drepturile salariale și alte compensații. Eu nu cred că cine vorbește ceva de ajutor. Asta nu mai spune. Dar nu, dar nu e de acord. Este trecut regulament ca familia să fie cu plățile la zi. Sau la zi în timpul anului. Nu cu datorii, dar am trecut regulament treaba asta. Domnul consilier Barna, vă rog, ați explicat. Păi da, asta vreau. Deci să ai certificat fiscal? Aia la 5 ani căsnicia au certificat fiscal? Întreb. La ce? Este altceva. Dar nu puteți îngrădi pe aia 1000 de lei la un bil care se iese așa pentru certificat fiscal. Dacă dorești ca să aibă acest stimulant, eu cred că acea familie trebuie să fie un bun cetățean responsabil al comunității. Și atunci primește un stimulant, dar la rândul tău, ca să primești un stimulant, trebuie să faci ceva. Să fii la zi cu plățile. Așa considerând că e corect și direct. Și moral. Păi, dacă mergem pe varianta că poți să ai N datorii, atunci intrăm într-un algoritm care nu mai ajunge niciodată la urmă. Asta este propunerea noastră, amendament. Dacă va fi susținută și mi se pare corect. Și echilibrat. Primești, dar și... Mai aveți ceva de bucă, da? Da. Nu, nu, consider că... Mulțumesc, doamna președinte. Propunerea este foarte bună. E bine să ajutăm copiii, dar nu aș fi de acord, nu aș fi de acord cu aceste condiții, pentru că e vorba de copac, și copilul peste ani și așa, mamă, dar pentru mine de ce am dat? De ce putem face? Dacă le-am dat niște stimulente unor persoane adulte, în alt context. Dar dacă dăm la copii, copiii ăștia, cum crește și? Mamă, dar mie, pentru mine, de ce le-ai primit? Că știi, n-am avut mai să-ți plătesc, să-ți plătesc timpul. N-am venit o vară, să te pună... Nu, 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 deci nu, ok, vară, dar mi-e schimbat de aici, dar nu am înțeles, pentru că nu putem face discriminare, că e vorba de copii. Gestionarea resurselor... Bine, asta e altă treabă, dar când este vorba de copii, nu este pentru că... Nu, mai cu atât mai mult. Să ajungă banii la copii. Se face diferența. Asta e ideea. Da. Ce știți cu siguranță de mine. Familii să ajungă la copii. Dar părinții, numai părintele care nu este responsabil, au alte situații. Dar, domnul consilier, aveți o nuanță corectă pe prezentați. Dar tot ce înseamnă stimulente care le acordă instituția primarie prin diverse acte normative, este condiție să fie la zi. Și cei care beneficiază, adulții, seniori, care beneficiază de subvenții la lemne sau la nu știu ce, la gaz, la asta, trebuie să facă dovada că este cu plata la zi.
Ajutoare. A trebuit să cheme părinților care sunt conștiincioși și trebuie să plătesc impozite, trebuie să o luăm din textul ăsta, cum părinții care sunt conștiincioși și plătesc impozite și taxe și dacă au ocazia și dau naștere, dau naștere la copil, îi dă treaba asta. Eu cred că fiecare știe. Da, ce vreau. Domnul Cioară, am spus un amendament că se dă să dea materiale, alimente, nu în loc de 1.000 de lei, nu? Așa. Nu, există și varianta aceasta. Dacă așa. Familia solicită, domnule, nu vreau, vreau să primesc stimulant în natură, de la acelor materiale. Poate sunt situații speciale. Și atunci să avem și această alternativă. Cea mai simplă este alternativa transfer bancar și... Exact asta vreau să spun. Crește cheltuielile, trebuie un salariu, să ducă să apărăzi scute ce sunt, o mașină, nu știu ce e să liberă. Acele bani și asta e. Eu spun ce vreau să liberă, dar trebuie să spune ce e cum. Stimulentul individualizat se va aborda prin dispoziție de primar. Iar persoana care va beneficia, părinții care vor beneficia de acest stimulent, va trebui să facă dovada că din acei bani au achiziționat acele produse, n-au cumpărat adică au folosit spre binele copilului, că asta este rolul acestui stimulent. O dovadă, când dăm, de exemplu, ajutor de înmormântare, cel care a beneficiat de acel ajutor de înmormântare trebuie să aducă dovada că acei bani au folosit pentru înmormântarea celui decedat. Așa și aici. De cuvântul mai mare. O să ne trezim că cu acest stimulent completează caietul la virtul nu știu care. Adică, pentru că pot fi situația genul ăsta. Dar domnul consilier primarul. Eu propun să votăm acest proiect. Să lăsăm deoparte ambițiile politice. Nu înțeleg ce au colegii noștri liberali să pun de-a băs, așa să pun contrarie. Da, nu, chiar nu înțeleg. Ce au cu copiii? Păi vreau să pute, va fi copiii, va fi rom sau ceva, nu sunt cei copii, nu trebuie să numească bani, să duc la pedeți sau la crâșul sau ce fac. Nu, noi suntem la copii. Și eu voi vota și propun să votăm acest proiect. Este benefic pentru copii. Ok, domnul Consiliu, și eu consider că acest stimulent financiar de 1.000 de lei, de fapt, este acel trusou pentru naștere și cred că tot cu toții știm că 1.000 de lei, de fapt, nici nu scoți copilul din spital când îl naști. Eu consider că este o sumă destul de mică, alte primării dau 3.000 de lei pentru nașterea copilului și cred și eu că nu ar trebui condiționat de dacă are dat la primărie sau nu are, pentru că are un drept la viață, orice copil. Nu poți să-l scoți să-i cumperi pampers și lapte, praf sau poate medicul de familie, medicul copilului îi prescrie un anumit tip de lapte, praf sau, că știm cu toți, că acum sunt foarte scumpe, 300 și ceva de lei, 30 de lei, 50 de lei, o cutiuță de lapte care ajunge o zi, două. Mi se pare destul de mică suma și prea multe condiții. Eu spun să înlăturăm și să dăm la fiecare copil măcar 1.000 de lei care se nasc. Și așa nu se nasc foarte mulți copii în orașul nostru și cred că ar trebui să ne mai gândim să mai trecem și alte facilități pentru copii, pentru să avem urmași în orașul ăsta, să nu peste 20-30 de ani să nu mai găsim niciun copil. Este o sumă foarte mică. Sunt de acord chiar și mai mult la alte proiecte să dăm. Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu spun aprobării amendamentul, în baza căruia ar trebui să aducă niște dovezi că banii n-au luat cu altă cale. Și eu sunt pentru așa ceva. Adică așa cum și etichetele sociale cu banii pentru alimente, da? Nu, pentru ele nu se permite să se achiziționeze băuturi și țigări, băuturi alcoolice. Să pare normal și aici, tocmai să ne asigurăm că ajung banii la copiii aceștia, care cu siguranță unii dintre voi au nevoie mai mult de atât. Cine este pentru amendament? Da, vă rog. Da, tot trebuie de cont. Dacă am venit câteva de cont, putem cumpăra pentru copilul ăla. Da. Nu mai este nevoie de certificatul ăla fiscal, care datorică automat sunt pentru copilul, pentru copilul sau altceva.
automat. Este pentru copii, dar pot expresa. Este adevărat, dar trebuie ca persoana care beneficiază și dacă vrem familii solide și responsabile în comunitate, dar nu se știe copilul dacă va fi haideți acum că așa o să veni cu tot felul de stimulente și să aibă N variant. Păi nici eu nu o să plătesc impozitul după 50 de ani și o să facem unul la 51 de ani și atunci la părinte. Haideți să nu ducem lucrurile într-o zonă din asta. Stimulăm și natalitatea și familiile adevărate care procrează și noi nu venim aici ca ajung, noi venim cu un stimulent. Nu venim să facem nici protecție socială, nu venim să spunem că acel copil nu poate să familia nu poate să îl întrețină, pentru că familia nu aduce pe lume un copil doar că trebuie să ia acolo un stimulent. Eu cred că este un început și haideți să vedem. Dacă vom avea cazuri punctuale după ce vom traversa o perioadă, vedem exact de ce s-a întâmplat ca acea persoană să nu aibă. Pentru că trebuie ușor-ușor să stimulăm ca și fiecare proprietatea pe care și-o gestionează și a obținut-o sau a achiziționat-o sau a moștenit-o să fie pusă într-o reglementare. Altfel, ne ducem într-un derizor. Să ne grijă că să ajungă la copil. Un părinte responsabil știe ce a făcut, iar unul irresponsabil poate vinde și laptele. E treaba lui. Păi dacă e treaba lui, dăm bani, el a început să-și facă treaba lui. Deci de care vrea să vândă, vinde și făina, vinde și... Păi mai vedeți dacă... Dați-i că fiecare părinte știe situația... Aveți răbdare. Da, fiecare părinte știe cunoaște situația. Dă-o pe condiția, nu lăsa cineva. După părerea mea, încât interpune mai multe acte, mai multe dovezi între dreptul pe care o stabilim noi azi și copilul la care trebuie să ajungă acest drept de 1000 de lei, cu atât o să fie mai multe probleme. Adică nu o să ajungă banii unde trebuie. Dar un bun de casă, credeți că e așa? Nu este greu, da. Nu este greu, dar trebuie să vii la primărie să-l aduci? Trebuie. Dacă înregistrezi copilul și ți se dă banul, nu e destul de simplu? Nu e simplu? De ce să complicăm lucrurile? Lucrurile când putem să le facem. Păi și cum să faci nou un consilier? Dacă noi utilizăm bani publici, nu trebuie să banul acesta public să aibă banii terminali. Când ați născut copilul și este înscris, atunci primește bani. Da? Nu e chiar. Haideți să spunem la dar cum este? Spune aveți acest amendament. Opinia dumneavoastră nu trebuie să o luăm în capul. Da, avem un altă material, așa cum a fost propus, în forma proiectiatorului. Și avem un amendament. Vă rog frumos, liniște, doresc să supun la vot amendamentul prezentat. Cine este pentru? Știu. Pentru amendamentul prezentat. 9, 10, domnul Ian, votați? 11, votul pentru. Cine se abține? Abține. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total. Da, nu ok. Supun aprobării proiectul de hotărâre cu amendament cu tot. Cine este pentru? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 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 da? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. În continuare, avem un raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali din orașul Târgu Ocna, în semestrul 2 al anului 2023. Este acel raport pe care l-ați primit de la Direcția de Asistență Socială. Dacă sunt discuții la acest raport. Cam câți mai sunt acum? Ce anume puteți spune? Asistenți personali? Da, la nivelul orașului. Păi, angajați asistenți personali pentru îngrijirea persoanei cu handicap sunt doar mine la 11? 10. Și persoane care primesc indemnizație pentru ca urmare a obținerea acestui grad, 112, 120. Am prezentat în la un moment. 110. Da. 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 110. Alte... Au fost două cedere acum în ianuarie, că au decedat persoanele. Da, cu toate și anul 2020. Mai sunt neclarități, întrebări? Dacă nu,
Următorul raport privind statul de înscriere a datelor în registrul agricol în anul 2023. Raportul a fost întocmit de Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Administrarea Domeniului Public și Privat, Cadastru și Agricultură. Dacă sunt discuții aici, referitoare la acest raport? Dacă nu sunt, continuăm cu proiectul de hotărâre privind aprobarea participării unității administrative teritoriale Târgu Ocna la apelul de proiecte cu titlul Finanțarea bibliotecilor din județul Bacău pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență PNRR, componenta 7, transformare digitală, operațiunea competențe digitale, capitalul uman și utilizarea internetului, investiția 18, scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub de dezvoltare a competențelor digitale, apel de proiecte numărul 2, finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub de dezvoltare a competențelor digitale și aprobarea acordului de parteneriat al proiectului, inițiator primarul orașului Târgu Ocna, Comisia Juridică a avizat favorabilă în unanimitate de vot. Comisia Economică a fost favorabilă cu 4 voturi pentru din 4 consilieri prezenți. Bun. Vă rog că dacă aveți discuții, întrebări, ne clarități, domnul președinte. Sună foarte frumos acest proiect, modern, înțeleg cu toate astea și trebuie să se facă, dar probabil vor trebui și niște posturi de profesori acolo, care vor fi plătite de noi, nu? Și asta e treaba. Deci, după ce cumpărăm calculatoare, rețeaua, rutele și toate astea, deci vom avea cheltuieli mai mari în timp cu salarii, care sunt cele mai mari cheltuieli la o activitate. Da. Dar trebuie să-ți voi vota. Acest proiect trebuie să ținem cont. Dacă am avea un bibliotecar care are și competențe digitale, ar fi... Poți să-l pregătim. Să-l pregătim. Sau să punem o condiție la viitoare. Poți să-l pregătim. Da, bun, bineînțeles. Mai dorește cineva să intervină la acest proiect de hotărâre? Dacă nu supun aprobării, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu sunt. Ultimul punct de ordinea de zi, așa cum știți de obicei, întrebări, interpelări, răspunsuri. Vă rog, cine dorește să ia cuvântul? Dorește cineva? Domnul consilier Mărcător? Aș dori dacă poate să ne spună domnul primar. Care sunt stadiile lucrărilor în orașul Târgu Ocna? Cu cât trebuie să contribuim la școala numărul 2 dacă s-a încheiat executivul financiar? Și alte date pe care cetățenii le așteaptă. Bun. Hai cineva? Mai dorește cineva? Să ia cuvântul? Eu aș vrea să întreb ceva. Mă întreb, de ce sunt mașini în fața bisericii precista? Cine e cu mașinile acolo? Personalul de acolo, da. Poftim? Personalul de acolo. Și care e problema? Au de manipulat, de adus ce? Diverse chestii. Ce? La biserici, nu știu. Nu i-am urmărit. Dar dacă nu urmărim, vrea să facem mașina în biserică, nu? Și trotuarele să strică și cu pietonal. Altcineva mai dorește să intervină? Domnul Primar, dacă am vrut și spus atunci. Dacă i-ați promis domnului părinte Daniel de la Biserica Sfântul Gheorghe din Tisești, i-ați promis de mii, la alții de brați, la țigan de asta și pentru biserică la îngăzire nu de asta. De ce? Pentru că nu mai promiteți domnul. Și spuneți-mi dumneavoastră să audă toată... Nu știu, dar ce numele... Dar v-am puternicit, părintele? Nu m-am puternicit, am auzit o discuție. Haideți, chestii punctuale, ca să nu ducem pericolul din instalare. Și cu gazele să ne spună dacă se bagă. Mai dorește eu cineva să... Eu n-am făcut-o din răutate chestia cu mașina în fața bisericii și nu știu ce poți să aduci cu un autoturism acolo ca să manipulezi anumite chestii. Nu știu, Igor. Eu asta m-am întrebat. Pentru că acolo, da, e tornat, eu așa cred. Ce ar fi să ne trezim și aici, cum s-a făcut, că deja am văzut că iese piatra aia cu siguranță, primăria știe de anumite aspecte. Foarte bine că unele le aduce sau cunoștință. Mai dorește cineva să intervină? Păi eu pot să dau. Domnul primar,
efectele iernii și tot ce înseamnă activități de infrastructură rutieră sunt suspendate ca urmare a timpului răcoros. Și ieri am avut o ședință de lucru cu consultorul și dirigintele de șantier pe proiectul de valorificare turistică. Dacă vremea va evolua așa cum apar pe condițiile meteo, în două săptămâni vor relua activitățile pe partea de infrastructură. La școala numărul 2 se lucrează. Astăzi au lucrat cu echipele în plin. Săptămâna trecută au făcut doar pregătirile și astăzi ar fi trebuit să înceapă să toarnă șapele în interior, în condițiile de aditiv și ce mai bun e acolo. Deci se lucrează la capacitate maximă pentru investiția de la școala 2. Mai suntem acoperiți din proiectul european? Suntem acoperiți, suntem în grafic. Valorile actualizate la finalul sau la în ultimele luni ale anului 2023 și însușite de către noi și validate sunt transmise la finanțator. Acum sunt procedurile de reîncepere a noilor linii, redeschiderea noilor linii de finanțare și semnarea actelor administrative pentru continuarea acestor investiții. Iar pe partea de, deci pe asta pe partea de infrastructură, infrastructură rutieră, pe partea de școală se lucrează, suntem în licitație cu, de câteva zile cu proiectul Anghel Salini. Proiectul cu delegată cu Compania Națională de Investiții pe cele 8 străzi de, se află în faza, ultima fază de închidere a procesului verbal. De urmă a fost într-un lot de mai multe investiții și acum CNI-ul pot valida printr-un raport final toate investițiile și să intre în execuție. Iar ca răspuns la doamna consilier, eu pot să vă spun următorul lucru, că la nivelul bisericii precista, curtea este domeniul privat, în proprietatea bisericii. Și ca orice proprietate, trebuie să aibă o cale de acces către proprietate și o cale în curtea lor, pot să-și desfășoare activitate. Într-adevăr, acolo nu este delimitată curtea cu un spațiu cu gard, dar curtea lor este cât e piatra aia. Știu, nu, întrebarea a fost plătită și la rândul meu am pus-o și eu. Au diverse musafiri sau diverse persoane care vin acolo cu diverse materiale sau poate chiar persoane cu dizabilități care trebuie să ajungă în curte la evenimentul care are loc acolo și trebuie să le permite. Nimeni nu s-a auzit ideea acelei proprietăți, da? Deci proprietarea există, au act, este înregistrat. Sunt și alți agenți economici din zona centrală care nu au o altă cale de acces, de aprovizionare sau de desfacere de produse voluminoase și atunci li se permite pe zona de pietonal, în baza unui program pe care l-am stabilit cu dumnealor, să intre cu mașina de... Nu, a fost întrebare. Nu, da. De cineva și foarte bine că explicațiile există. Există și câteva persoane, sau sunt persoane, posesori de autoturisme, care din, am călcat din excedent sau pur și simplu își permit să încalce anumite norme, depășesc acel semn care am pus, scrie foarte clar semnul de circulație, că este accesul interzis decât liberalilor și așa dorește el ca să vină să-și parcheze mașina acolo. Instituția poliției întotdeauna așa a făcut treaba, așa au emis procesele verbale de cuvință. Pentru că am avut și noi surpriză când au intrat, că el a pus să facă așa o plimbare pe centru vechi și să demonstreze că poate. E, nu apă. Mai dorește cineva? Avem sistem de supraveghere video, sunt înregistrate. Aici vreau să vă încătrăm la semn. Scrie cu accesul autovehicul autorizat de autorizat. De da. Posibil local. De da. Drumul de liberare. Da. Primul pentru liberare. Tot liberare. Primul semn. Cu accesul. A doilea, a cu parte, așa și e vreo. Domnul Mătirier Măciucă vrea să intervine. Creșa din Tisești, n-ați spus numele din ea. De aia. Creșa din Tisești să continuă investiția de acolo și la anul acesta. O să apar, este pe lista de investiții, o să o dezbatem la bugetul. Păi cum? Cum sigur? Și nu se desfășoară investiția, m-am aprobat o dată să și nu trebuie să aprobăm bugetul, să mergem mai departe. Da, dar pentru că nu se mai lucrează de asta. E iată. Da? Locurile de parcare în orașul pe Bolna. Luăm acum iarăși lista. Bineînțeles, lucrurile care nu le-ați rezolvat în mandatul acesta. Vă rog să fiți mai concis, domnule. Sunt foarte concis. Deci întrebare, răspuns, nu e o problemă. Da. Spuneți toate tot ce aveți, domnul primar.
știe la ce n-a răspuns recent. Știu și eu la ce n-a răspuns. Vă rog, haideți, spuneți ce aveți de spus și pe aia... Am întrebat, locurile de parcare când sunt gata, când sunt... Ați încheiat? Da. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Aștept de răspuns de la domnul primar. Dumnealui decide. Cum decide? Da. De ce l-ai declarat? De ce l-ai declarat?